Лара Дискисовича, это у меня заклада Людмила, я у них шлифом курки, Кэтрин, инспектору генеральной полиции, Чекунца национальной деятельности Вильхаки, премьером Лара Волковной деятельности. Еще один сопрезентар, рекламатор Степан Кустик, адвокат экспрессионной Дуэна Иоаннаш и Евгений Мустер, репрезентант экспрессионной Дуэна Полиции. Чмети класки за мало тату и руки, ам лояты экспрессионной Ангелу Кырц, релатери Центра и Папако. Чмени Мария, на письмице. Дымишки и Валерия. Коздра, после года. Да. Все пекари виска материальной каузы. И чисті органи, приведені у нас у стендалі він 36 марта був нечистий, лічих номеру 10, приведені у нас у стендалі він функції, а колоніло від поліції куртки Штефану Місім, шефа дирекції номеру шапки, на лігатуру комітері анкеті 10 лічу, де кетри дирекції інспекції ефектів, а інспекторатуру генералу поліції, шим порядку дирекції приведені пункту лошад за шпатку, а статуту 10-15, Deci Gheorghe Căpcăliuc, șef adjunct al IGP, a ordonat la suspendare din funcție șeful direcției numărul 7 pentru durata desfășurării închetei de serviciu efectuate de către direcția inspectare efectiv, începând cu 31 martie 2015. Contractul individual de muncă încheiat la 30 martie 2013 între șeful inspectoratului general de poliție Ion Bodru și Curte Ștefan. Perioada nediterminată în funcție șef direcția a șapte. Raport către șeful Inspectoratului General de Poliție, prezentul rog autoriza chestionare și culegerea de informații privitor la fapte ce indică asupra sustragerii combustibilului liberat pentru automobile de serviciu gestionate de direcția numărul 5. Astfel de către mine a fost atrasă atenția că unul din automobile gestionate de direcția numărul 5, și anume din model Opel, se află în stare disfuncțională. Pneurile desumflate mai bine de 3 luni pe teritoriul Maliei. Aceste circumstanțe, și anume timp de alocat acest automobil, nu a fost transmis pentru reparație către secția transport a serviciului achiziții și logistică, serviciul cu un indiciu rezonabil, presupune că în această perioadă documentele justificative prezentate, foaiele parcurs pentru automobilul Opel au fost introduse date false care ar justifica trecerea la cheltuieli a combustibilului primit. Menționez că anterior, perioade îndelungate de timp până la 5-6 luni pe teritoriul MAI s-au aflat în stare disfuncțională și alte automobile ale direcției numărul 5, precum VAS-2114, Opel Omeco, Daewoo, Nubira, fapt care permite a presupune aplicarea acestei scheme frauduloase cu concursul nemijlocit a factorilor de decizie a direcției numărul 5. Înregistrată la 12 martie. Am testat să cer scuze, dar am testat și ultima frază, dar fiind faptul... Dar fiind interes public și nu ați sporit-o acestor investigații, la fel rog a accepta caracterul public al prezentului raport. Și față... Da. Ce scuze? Există o blochiere prin care s-a permis să... Da, numai în începerea ședinței. Codul de procedură civilă stabilește începutul și deci, pronunțarea hotărârii. Față de cele raportate, rog a dispune. Șef al direcției numărul 7, Ștefan Cur. Raport. Da, e fără dată. Prin prezentul rog a fi luată atitudine asupra circumstanțelor relevante ce indică asupra abuzurilor comisiei în activitate de serviciu de actualul șef adjunct al DGP Gheorghe Căpcăliuc în perioada exercitării funcției de șef al direcției numărul 5, astfel în perioada 26 martie-12 aprilie 2013 de către direcția numărul 7, în temeiul actelor procesuale de dispoziție emise în cadrul cauzei penale, a fost exercitată urmărirea vizuală și documentarea cu și tehnice moderne în privința membrilor unui grup criminal organizat, suspectat de comiterea infracțiunilor prevăzute de articolul 244-248.
și conform actelor procesuale de dispoziție și documentelor de serviciu aferenți activității speciale de investigație, riscă începând cu anul 2011 de către membrii acestui grup criminal organizat au fost livrate săptămânal, evitând controlul vamal în zile prestabilite de la 2 la 6 saci cu conținutul aproximativ de 100-120 de plicuri sigilate, în care erau imprimate adresele fictive ale expeditorilor și în care se aflau plicate de către Balkan Pharmaceuticals și Geneza Pharmaceuticals. În legătură cu complexitatea cauzei, de către ex-șeful direcției Gheorghe Cafcaliuc, a fost obținută aprobarea antrenării direcției numărul 7. Așa. Adresarea către președintele Comisiei Naționale de Integritate, de la Ștefan Cuchi, 24 aprilie 2015, da? Nu, nu, asta nu ne-a autorizat, dar... Conradeză, dacă da. Permiteți, la raportul respectiv, dacă am putea, vă rog, studia inclusiv ultima pagină, mi se va concluzi. Da, zic, da. Procesul verbal privind rezultatele măsurilor speciale de investigație au fost prezentate în adresa ex-șefului direcției numărul 5 INI IGPMI, Gheorghe Cafcaliuc, care va fost obligați de serviciu, cei revin, în legătură cu gestionarea materialului în cauză, nu le-a prezentat procurorului de caz pentru controlul legalității și nu a organizat măsurile ce se impun pentru diferire justiția membrilor grupului criminal sus nominalizat. În aceste circunstanțe, de către mine a fost informat șeful IGP MAI Conod Polițion Bodruc, materialele în cauză fiind remise la 2 februarie 2015 în adresa șefului INI IGP MAI Conod de Poliție Vadim Relean pentru verificare. Așa, și trecem la scrisoare adresată șefului președintelui Comisiei Naționale de Integritate. La 6 aprilie. Prin prezent, am rugat să luați atitudine despre credințele acțiuni și facultetul conflictului de interese realizate de către domnul Cafcaliuc Gheorghe, șef al Jurisdicției IGP, întemeindu-mă prezenta sesizare și cu vederile articolului 3, 5, 6, 7, 8 a legii cu privire la conflictul de interese, precum și articolul 9, 19 a legii cu privire la petiționarea, astfel comunic la 28 ianuarie 2015, fiind în exercitarea drepturilor funcției de șef al direcției numărul 7 la Inspectoratul Național de Investigații, am prezentat șefului Inspectoratului General de Poliție, colonelul Poliției Bodrug, o notă informativă privind abuzurile comise în activitate de serviciu de către Gheorghe Cafcaliuc în perioada exercitării atribuțiilor de șef al direcției numărul 5. Ulterior, la 2 februarie, nota suspensionată a fost transmisă către Inspectoratul Național de Investigații pentru verificare. La 16 martie, în prezența domnului Cafcaliuc, șef adjunct al IGP, asupra circunstanțelor în cauză, am prezentat verbal informație generalizată domnului ministru al afacerilor interne, Oleg Balan, fiind accentuat faptul că prin prisma circunstanțelor relevante, Gheorghe Cafcaliuc nu întrunește criteriile de integritate ca funcționar public cu statut special. La 17 martie 2015 am expus datele deținute în acest sens în raportul 25/120, care a fost prezentat personal domnului ministru Balan, de către care unitate și care decizia a fost primită aferent faptelor expuse în raport, nu cunosc. Însă este cert că în perioada până la ziua de astăzi nu mi-au fost solicitate altcareva documente sau declarații. La fel, este cert faptul că comunicând despre acțiunile abuzive Comisiei de Cafcaliuc și dumnealui fiind conștient de acest fapt, în calitatea sa de șef adjunct al IGP, nu a fost în continuare îndeplinirea imparțială și conștiincioasă a atribuțiilor de serviciu, manifestând responsabilitate pentru evitare, identificare, declarare și soluționarea conflictelor de interese. Astfel, deja la 31 martie 2015, Gheorghe Cafcaliuc, ca șef adjunct al IGP, a semnat ordinul 180F, prin care a dispus suspendarea mea din funcția de șef al direcției numărul 7 pe durata desfășurării închetii de serviciu efectuate de către direcție inspectare efectivă al IGP, începând cu 31.15. Drepte mei pentru anchetă în cauză a fost invocat raportul prezentat la 30 martie 2015 de către specialistul principal al direcției finanțe, Elena Foltea, care a arătat că am solicitat de la dumneai copia unor bonuri de casă aferente combustibilul trecut la cheltuieli la automobile gestionate de direcția numărul 5 al IGP. În acest context menționez că ca șef al direcției numărul 7 dețin statutul de ofițer de investigație, virtutea căror dreptul am
am raportat încă 12 martie 2015 șefului IGP Bodrum despre fapte ce indică asupra sustragerii combustibilului eliberat pentru automobili de serviciu gestionate de direcția numărul 5. Deși în explicație depusă am solicitat transmiterea materialului către CPA și am atenționat exclusiv asupra faptului că prisma circunstanțelor relevante, Capcaliuc este în incompatibilitate de a conduce și controla informația expusă, raportul făcut până la ziua de astăzi, 6 aprilie 2015, nu am fost contactat de către oficial pe examinare obiectivă și imparțială a cazului dat. La fel menționez că la 31 martie 2015 am sesizat telefonic șeful CPA Comunului Poliției Ștefan Pavlov, solicitând afiluate atitudine în limita competențelor avute în contextul dat, în afară a cărei limite legale, cu derogare de la prevederile articolului 19 a legii privire la petiționare, care stabilește persecutarea petiționarului în legătură cu înaintarea petițiilor, exprimarea unor aprecieri critice ce se conțin în ea, precum și acțiunile prevăzute de articolul 18, dacă acestea au fost însoțite de abuz de putere și abuz de serviciu, exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, de atitudine neglijentă față de îndatoririle sale din partea persoanelor în funcție de răspundere, în urma cărora au fost prejudiciate considerabil drepturile petiționarului, domnul Capcaliuc, în calitatea sa de adjunct al IGP, a manifestat doar consecvență, realitatea percepute de mine, perfectare pentru faptele sesizate. Astfel mi-a fost deconectat postul telefonic 7668, alocat de rețeaua corporativă AMAI și portalul e-mail Ștefan Curchi, IGP.gov.md. La fel, abuzând funcția de ținut, a solicitat și obținut de la Direcția Finanțe al IGP dările de seamă clasificate pentru anii 2013-2014, deși acest fapt este prerogativ exclusiv a șefului IGP, precum și ignorând cerințele cadrului legal, ce asigură transparența activității unei instituții publice, anumit pe locotenent colonel de poliție Vitalie Sargheliovu, în funcție de șef adjunct al Direcției 7, în lipsa propunerii înaintate de mine. Respectiv, nu înțeleg legătura cauzală între rapoartele depuse mine și aceste acțiuni întreprinse totalmente în afara legii. Rog examinarea prezentei cereri pe prisma conflictului de interese. Așa, cerim din mail articolul 332 al codului muncii, articolul 12 a legii privind conflictul de interese către deci Capcaliuc Gheorghe și copii ministrului de Economie. Asta e extrat de fișa medicală, da? Așa, răspunsul șef al direcției Evgenie Șepciuc. Ce direcție? Șef direcției Securitate Interna. Securitate Interna. Deci, prin prezent, în conformitate cu punctul 56.9 statutului disciplinar al polițistului, așa, și punctele 13, punctul 13 al regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului profesiei interne și anticorupția MAI, aprobat prin ordinul MAI din 15 octombrie 2014. O să vă prezentați la 28 aprilie 2015 la ora 9, Biroul 25 al Serviciului Protecției Interne și Anticorupției MAI, la colonelul de poliție Șepciuc. Atragem atenția dumneavoastră asupra respectării prevederilor punctului 59, a statutului disciplinar al polițistului, potrivit căruia persoana privința care se desfășoară ancheta de serviciu este obligată să prezinte explicații, să motiveze în scris refuzul de a da explicații, să aibă un comportament corespunzător, să manifeste sinceritate și să contribuie activ la stabilirea adevărului. Privire la sancționarea disciplinară șefului direcției numărul 7 cu
concediere din organele atașului în comun. Deci se înveste următoarele, că altrișorul Marte Domicens și generalul poliției a parvenit raportul specialistului principal în direcției finanțe al ICP Elena Coltea, care a reclamat că la 18 martie 2015, fiind în afara orelor programului de muncă, șeful direcției numărul 7, colonel de poliție și să-i transmită copiile pe documentele contabile și anume cecul combustibil consumat de direcția numărul 5. Motivând că se află în relație de conflict cu șeful adjunct al inspectoratului Gheorghe Caliuc, totodată a mai indicat că aproximativ peste o săptămână, de asemenea, în afara orelor programului de muncă, colonelul Ștefan Corche s-a întâlnit cu locotenentul de poliție Foltea și a insistat să fie transmise copiile de pe documentele solicitate, precum și acelor ce țin de deplasările de serviciu efectuate de către Cafcaliuc. Raportul locotenentului de la Foltea a fost înregistrat la 31 martie, în temeiul căror fapt, pentru constatarea tuturor circunstanțelor și întreprinderea măsurilor legale, ce se impun a fost dispusă inițierea închetei de serviciu. Prin ordinul din 31 martie, colonelul Ștefan Corche a fost suspendat din funcție. La 31 martie, prin explicație depusă ca în închetei de serviciu, colonelul de poliție Ștefan Corche a solicitat transmiterea materialelor închetei de serviciu, materialul închetei în adresa sa, serviciul protecției interne și anticorupția mai motivând prin evitarea conflictului de interese apărut la examinare acțiunilor colonelului de poliție Cafcăriu. În acest sens, colonelul de poliție Ștefan Corche a declarat că la 28 ianuarie 2015 a prezentat șeful IGP Ion Botu date privind abuzurile comisii de către colonelul Cafcăriu, care la 2 februarie 2015 au fost trimise în adresa Inspectoratului Național de Investigații al IGP pentru verificare. Ulterior, la 17 martie, deci, dânsul a prezentat o informație scrisă conducerii Maria asupra circunstanțelor în cauză. În temeiul celor declarații de către colonelul Curchel, la 4 aprilie 2015, au fost trimise materialele închetei de serviciu în adresa Serviciului Protecției Interne și Anticorupției Maiei, care a preluat efectuarea închetei de serviciu. În seara zilei de 31 martie, Ștefan Curchel a contactat telefonul pe șeful Serviciului Protecției Interne și Anticorupției, Ștefan Pavlu, declarând că șeful adjunct al IGP, Cafcăriuc nu are dreptul de a suspenda din funcție mai mult ca să de a-i solicita date despre activitatea și efectivul direcției numărul 7. Despre discuția purtată cu Curche prin colonelul de poliție Ștefan Pavlov a raportat conducerii mai ieri. Raportul a fost conexat la materiale anchetei de serviciu și examinat într-o singură anchetă de serviciu. Este dimensionat că Inspectoratul General de Poliție a examinat cererea domnului Curche în care solicită anularea ordinului IGP din 31 martie privire la suspendarea lui din funcție. Prin răspunsul din 17 aprilie 2015, funcționarul a fost informat că în condițiile, în conformitate cu articolul 355 al Codului Muncii, cererea privind soluționarea litigiului de muncă urmează a fi depusă în instanța de judecată. E potrivit articolul 17 al legii contenciosului administrativ, cererea prin care se solicită anularea unui act administrativ, deci urmează a fi depus în instanța de contencios în administrație. În ce vizează dreptul șefului adjunct Cafcăriuc de a solicita date despre activitatea și efectivul direcției numărul 7, este de remarcat că, în conformitate cu punctul 11 al regulamentului privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General de Poliție, aprobat prin hotărârea Guvernului 283 din 24 aprilie 2013, Inspectoratul General este condus de un șef, iar punctul 12 al acelui regulament stabilește că șeful IGP este asistat de un adjunct concomitent potrivit punctul 15 al regulamentului, în absența șefului IGP, funcțiile acelea sunt exercitate de către șeful adjunct. Prin hotărârea Guvernului 135, Ministrul Poliției Bobruc a fost eliberat de funcție de ținut. Prin urmare, funcțiile acestuia sunt exercitate de către șeful adjunct, colonel de poliție, Gheorghe Cafcăriuc. La 16 aprilie 2015, pe portalul de știri deschid din Glea, a fost publicat un articol intitulat Șeful IGP în vizorul CNI, precum că se răzbună pe foștii colegi, în care se relatează că șeful interimar al IGP, colonel de poliție Cafcăriuc, a profitat de avansarea în funcție pentru a răzbuna pe șeful direcției numărul 7 al IGP, colonel de poliție Ștefan Curche, care a cerut anterior autorizarea de a cerceta un caz de stragere a combustibilului dintr-un automobil de serviciu din direcția numărul 5, a cărui șef, perioada aceea, era Gheorghe Cafcăriuc. La scurt timp însă, după demisia lui Bolduc, din funcție de șef al IGP, Ștefan Curche a fost suspendat de funcție printr-un ordin semnat la 31 martie de către Gheorghe Cafcăriuc. Drept urmare, Curche s-a adresat cu un demers președintelui Comisiei Naționale de Integritate, Anatol Dulciu, care argumentează
că Căvcăliuc s-a aflat în conflict de interes atunci când a dispus suspendarea sa de funcție. Articolul menționat supra a fost însoțit de copiile ordinului IGP 180 din 31 martie 2015 cu privire la suspendarea din funcție a colonelului de poliție Ștefan Curchi, raportul acestuia pe numele șefului IGP din 12 martie 2015 și adresarea lui către Comisia Națională de Integritate. Presupusul conflict de interes admis de către colonelul Gheorghe Căvcăliuc în raport cu colonelul de poliție Ștefan Curchi urmează fi examinat de autoritatea competentă. Însă, examinând copia raportului colonelului de poliție pe numele șefului IGP, colonelul de poliție Bodru, care se pretinde că ar fi fost întocmit la 12 martie, șeful direcției numărul 7 a solicitat autorizarea chestionării și colegii informațiilor privitor la faptele ce indică asupra sustragerii combustibilului eliberat pentru automobile de serviciu gestionate de direcția numărul 5. Tot în aceeași zi, la 12 martie, 2015, solicitarea lui Ștefan Curchi a fost satisfăcută de către domnul Bodru, care a aplicat viza. Continuați verificarea și colegiile de informații despre rezultate obținute raportate. De asemenea, Curchi a relatat că unul din automobili gestionate de către direcția 5, de model Opel, se află în stare nefuncțională. Mai bine de 3 luni pe teritoriul Maiei. Ștefan Curchi conchide că aceste circunstanțe, și anume că timp de lucrat acest automobil nu a fost transmis pentru reparații către secția transport, a serviciul achiziții și logistică, servesc un indiciu rezonabil, presupune că în această perioadă, în documentele justificative pentru automobilul Opel au fost introduse date false care au justificat trecerea la cheltuielile combustibilului primit. Ștefan Curchi menționează că anterior perioadele îndelungate de timp, până la 5-6 luni, pe teritoriul Maliei s-au aflat în stare nefuncțională și alte automobile gestionate de direcție 5, precum VAS-21, 14 Omega, Daimler, Zira, fapt care permite a presupune aplicarea acestei scheme frauduloase cu concursul nemijlocit al factorilor de decizie de pe marginea articolului publicat pe portalul de știri deschide în deși circunstanțelor relatate în raportul 12 martie, la 17 aprilie 2015, a fost întocmit, informat conducerea mai în dispus efectuativii de serviciu, atât pe examinarea faptelor relatate în raport, cât și examinarea respectării procedurii de înregistrare și evidența informației despre infracțiuni, precum și măsurile intervenției în vederea documentării informației respective de către șeful direcției numărul 4. În conformitate cu punctul 43 al statutului disciplinar al polițistului aprobat prin hotărârea Guvernului 502, ținând cont de legătura cauzală dintre circunstanțele examinate în cadrul anchetei de serviciu inițiată de către IGP și cele din cadrul anchetei de serviciu inițiată de către conducerea MAI, materialele anchetelor privire la eventuale abateri disciplinare admise de către Curchi au fost conexate și examinate într-o singură anchetă de serviciu. În ceea ce vizează presupusa sustragerea combustibilului alocat pentru unitățile de transport gestionate de direcția numărul 5, cazul dat este examinat într-o anchetă de serviciu separată. Urmarea examinării cu toate aspectele complete și obiective a circunstanțelor cazurilor relatate supra s-a constatat că raportul colonelului de poliție Ștefan Curchi, pe numele șefului IGP, din 12 martie 2005 conține informații și măsuri specifice activității speciale de investigație, fiind denunțat un presupus fapt de sustragerea combustibilului eliberat pentru automobile de serviciu gestionate de direcția numărul 5. Conform articolul 5 al legii privind activitatea specială de investigație, toate datele acumulate în timpul efectuării măsurilor speciale de investigație constituie informație oficială cu accesibilitate limitată sau secret de stat. În același timp, articolul 21 al legii respective stabilește că la efectuarea măsurilor speciale de investigație, ofițerul de investigație are obligat să formeze dosar special în care include toate materialele acumulate. Ca urmare, raportul din 12 martie urma a fi secretizat și înregistrat în modul stabilit de legislația în vigoare, deoarece Ștefan Curchi a solicitat autorizarea măsurilor speciale de investigație prevăzute de articolul 18 al legii privind activitatea specială de investigație. Însă aceste condiții nu au fost respectate. Potrivit informațiilor prezentate de către IGP din 17 aprilie 2015, raportul colonelului de poliție Ștefan Curchi din 12 martie 2013 nu a fost înregistrat pe niciuna din subdiviziunile respective. În pofida privirilor pe 21 și 25 a legii menționat, colonelul Ștefan Curchi nu a format un dosar special în care să fie impuse toate materialele acumulate pe marginea raportului din 12 martie 2015. De asemenea, ignorând privirile articolul 24 a legii precita colonelului de poliție Curchi stabilind potrivit constatărilor efectate în raportul său
de 12 martie o bănuială rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, nu a transmis imediat prin raport toate materialele organului urmărire penală. În același timp s-a constatat că Ștefan Curche, primind o informație privire la infracțiunea tragerea combustibilului alocat pentru unitățile de transport, nu asigurată înregistrarea imediată a acestuia în ordine stabilită din ordinul interdepartamental de 19 iulie 2008 privind evidența unică a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni, încălcând astfel prevederile punctului 4 și 25 al ordinului dat. Ulterior, în sancționând în baza 12 martie 2015 despre autorizarea măsurilor speciale de investigație la 18 martie și apoi aproximativ peste o săptămână, fiind în afara orelor programului de muncă, colonelul de poliție Ștefan Curche a întreprins măsuri de culegere a informației, solicitând de la Elena Holtea să-i transmită copii de pe documentele contabile și anume de cercurile combustibilului consumate de direcția numărul 5. Conform articolul 45 al legii contabilității, documentele contabile specificate la articolul 43 sunt considerate proprietatea entității. Entitatea prezintă documentele contabile la cererea organelor autorizate. În sensul prevederilor articolului 12 al legii privind accesul la informații, informațiile oficiale se eliberează solicitanților de către furnizor doar în baza unei cereri scrise sau verbale. Astfel, contrar acestor norme, colonelul Curche a încercat să obțină anumite informații prin intermediul unei angajate, atentând astfel la proprietatea EGP. De asemenea, în cadrul achetei de serviciu a fost examinată și informația din raportul 25/18 din 17 martie, care, potrivit colonelului de poliție Ștefan Curche, se referă la presupusele abuzuri ale colonelului de poliție. În acest sens, la 24 aprilie 2015, a fost solicitată informația cazului dat la direcția numărul 7, care la 27 aprilie 2015, prin răspunsul acum este expusă informația despre pretențiile încălcări ale legislației în vigoare admise de Capcaliuc, manifestate prin netransmitere către organele procuraturii a datelor probatorii obținute de către angajații direcției 7 în perioada 26 martie 2013. Examinând circumstanțele cazului dat, s-a stabilit că situația de fapt nu corespunde informației prezentate de Ștefan Curche, fiindcă materialele acumulate de în temeiul cauzei penale au fost transmise secției de exercitare a urmăririi penale pe cazuri excepționale Procuraturii Generale și, în contextul celor discuții, pentru încălcarea prevederilor articolului 26 alineatul 1 liter de la legii cu privire la activitatea și statutul polițistului, articolul 21, 24, 25 al legii privind activitatea specială de investigații, articolul 12 al legii privind accesul la informații, articolul 13 și a codului de etică și deontologie a polițistului, și încălcarea punctului 4 și 25 al ordinului interdepartamental din 18 iulie 2008 s-a dispus se sancționează disciplinar cu concediere din poliție cu achitarea compensațiilor plănești pentru concediile neutilizate cu reținere plătirilor pentru uniformă. Așa. Explicații date de Ștefan Curche la 28 aprilie 2015. Ancheta de serviciu numărul 27. Aportarea concediului de uitică la 23 aprilie 2005, deci colonul de poliție de uitică. E posibil precizare la acest moment, ca să fie pași pentru instanță. Este vorba de un ordin prin care se acordă concediul domnului Capcaliuc și atribuțiile acestea sunt Groza, sunt atribuite domnului Groza. În perioada?
în perioada în care a fost semnat ordinul care se contestă. Ca să fie clar, deci ordinul a fost semnat de către Groza Corneliu și s-a pus în discuție că este semnat contrar competenței. De ce noi am prezentat acest ordin unde se relatează... Era în concediu, da. Era în concediu. Raportul Ieniei Popă. Vă cuvinic, la data de 18 martie, duminicesc, după ce am finisat ora de egreză, Ștefan Curchi m-a rugat să-l ajut și anume să-i fac copii la cecurile de combustibil consumate de către automobile de serviciu direcție numărul 5, deoarece se află în conflict cu Gheorghe Cafcaliuc. Desigur că nu am făcut acest lucru și nu am avut de gând să-l fac. Mi s-a părut o glumă, dar după ce peste o săptămână Curchi m-a telefonat să-l evidem pentru a prezenta informația respectivă, chiar m-am speriat, motivând că cartea mea de engleză a rămas la el și insistând să ne vedem să-mi o dea, eu fiind în oraș, la stație, așteptând autobuzul ca să meargă acasă, Curchi s-a apropiat și m-a întrebat dacă am pregătit informația solicitată, dar de data aceasta am zis să-i fac și copii de documentele ce țin de deplasările lui Cafcaliuc. Raportul e registrat la Direcția Inspectare Efectiv, 31.2015. Dar trebuie să amintesc o atenție că indicațiile sunt date de către Cafcaliuc la inițiativa de serviciu. Așa, da. Instituția Anchetă de Serviciu cu întreprinderea măsurilor legale. Da, asta tot e scris lui Dau, că limiteți materiale în adresa SIA, da? Da. După ce e comandă și nu scrie. Ah, da, nici eu nu m-am. Bine. Poftim, toate reclamate. Ce materiale mai vreți să puteam știu? Noi am putut să puteam mai în detaliu informații care pe deschide.media. Și de asta le-ați dat.